la Radio România Actualități. Așa cum știți, luni seara au fost decernate premiile Uniter la Gala Aniversare 30, care a avut loc la Palatul Culturii din Bistrița, după un concept menit să aducă în atenția publicului artiști tineri și să oferă o privire spre viitor. La categoria cea mai bună regie a fost distins Horia Suru pentru integrala trilogia Minelor de Ceaba Sechei pusă în scenă la Teatrul Dramaturgilor Români. Horia Suru este un regizor tânăr care face de multă vreme spectacole la superlativ din punct de vedere estetic, arătând că poate monta cu același succes dramă, comedie sau teatru de revistă. Iar premiul vine ca o confirmare a talentului, pasiunii și dedicării sale pentru teatru. Horia este astăzi invitatul nostru între prieteni. Bun venit! M-am șocat de această introducere, mulțumesc! De <laughs> nu, așa este, să știi, mie, mie, așa mi se pare pentru că nu, nu e prima oară când am vorbit despre tine um, Vorbeam și cu regizorul Radu Afrim Night înainte de gala Uniter Ne-a uh, menționat uh, câteva nume, printre care și al tău Felicitări pentru premiu! Cum l-ai primit? Mulțumesc. Încă procesez această informație. Evident, e onorant. Pot să zic așa, cu toată sinceritatea, că nu mă așteptam. Adică nu mi-am -am petrecut timp construindu-mi speranțe sau construind gânduri despre dacă iau, dacă nu iau, dacă câștig, dacă nu câștig. Adică am luat-o ca pe o experiență ca tare, evident. Că m-am bucurat, nu am această ipocrizie să zic că că, te nu, că mă așteptam și Tot, că totuși nu e. Cineva se aștepta, nu cred, sper. Adică nu știu, e foarte interesant că la această categorie la cea mai bună regie, ai fost nominalizat alături de alți doi colegi, Radu Iacoban și Baloș Benofer, care, dacă nu mă așa, sunt la bază tot actori, ca și tine. Da, așa e, este. e ceva oarecum inedit, a... adică e o nouă tendință sau... Nu știu, nu-mi dau seama, dar într-adevăr, discutam și cu colegii mei că e, nu știu dacă a fost o nimereală sau o potriveală sau așa, nu cred că este un, nu cred că este un trend, cel puțin din punctul meu de vedere, eu pot să zic că pe mine mă ajută experiența mea de actor și studiile mele de actorie, mă ajută în ceea ce fac eu acum și fac de mai mult de 10 ani, în, mă ajută în lucru, mă ajută în relația cu actorii, mă ajută în ceea ce construiesc la scenă. Deci eu o privesc ca pe un punct foarte bun. Acum... Nu am, -am amintesc că spuneai la un moment dat că baza e actorul și de la el pleacă totul. Nu? Tu spune asta. Cred că fără actor nu se poate face teatru. Fără regizor, da Să spunem așa, dar tu ai terminat actoria și ai făcut un master în da, regie și da. multimedia uh, Reveni la Gala Uniter, cum ți s-a părut? Cum s-a văzut din primele rânduri, din culise? Uh, din culise nu știu, cu eu am stat în sală uh -huh. <laughs> Dar din sală s-a văzut foarte, foarte bine Din punctul meu de vedere a fost un super show Uh, și de lumină și de culoare și bine pus în scenă și la care puteai să fiind în sală spectatori puteai să te uiți uh, și să fii entertained cumva Chiar așa. Uh, uh, cu momente foarte bune, cu un ritm foarte bun. Deci a fost un show, ceea ce Și bistrița și Bistrița e pentru prima dată când am fost la Bistrița. A fost o excursie foarte frumoasă. Chiar în dimineața galei, nu știu dacă să nu sune cumva, dar am, am primit o scrisoare care era era pentru toți oamenii invitați la gală a domnului primar, care avea un QR code de bun venit. No. Ah. Și avea un QR code cu ce trebuie să vizitezi în Bistrița. Așa că în dimineața galei am luat o la pas și am vizitat orașul, am vizitat uh, ce se putea vizita pentru că uh, era luni, casa argintarului era închisă. închisă da, că nu e lunea, dar m-am bucurat foarte mult să văd arhitectură, să văd străzile, să văd uh, Turnul Dogarilor. Mă bucur, mă bucur. E orașul, orașul meu și mă bucur că ți-a plăcut. Interesant, inițiativa primarului. <laughs> și. eu am, eu am Adică, a, nu, nu. atracțiile pe care să nu le ratezi în, în Bistrița. Absolut, și eu am uh, acționat în acest sens. Adică, am luat de bună și m-am uh, dus. Mă bucur că am avut și timp asta și că am putut să și uh, iau o parte turistică, afară de, de show-ul galei. Să vorbim puțin despre spectacolul pe care l-ai pus în scenă despre trilogia minelor de Sechei. Ce, ce te-a atras la, la această trilogie? Păi, în primul rând, sunt trei spectacole. Trei, da. Deci Și atunci... E foarte interesant că el a mai fost pus acest spectacol în, în scenă. Mi se pare că toate tu... cele toate da. cele trei texte au mai fost puse în scenă în diferite teatre. Chiar și Pe... de tine. Nu? Uh, nu, eu am făcut la teatru act. Un... La teatru act am făcut un spectacol lectură. Deci, uh, Da, nu e un spectacol o producție întreagă. Am făcut un spectacol lectură la teatru acta cu câțiva ani, cu textul cu apă de mină al treilea text din, din trilogie. Și e prima oară când trilogia minelor se joacă împreună ca un tot. E prima dată când se face, da, când se face această formulă cu toate cele trei texte ale lui Ciobo care ele au fost scrise oricum pe parcursul unor une, unei perioade, cred că aproape de 10 ani și acum asta a fost ideea mea de a propune această formulă care poate să pară ciudată cumva la teatru, de un soi de teatru serial, adică spectacolul se joacă trei seri consecutiv biletul, poți lua acest, hai să zicem abonament cumva, că nu știu neapărat dacă da, ăsta e termenul da. un abonament pentru cele trei spectacole și în fiecare seară timp de, de trei zile să vii la teatru să vezi o parte a trilogiei Uh, intrând cumva în același univers rural al uh, unui sat de munte din uh, Transilvania și e jucat de aceiași actori, adică aceiași actori joacă roluri diferite în fiecare seară și cred că și asta e o chestie interesantă, să vezi cum se transformă, pentru că e o relație de apropiere o zi totuși, să vezi cum un actor, pe care nu-l vezi o dată la da. 6-7 luni, un an, 2-3, să vezi cum în a doua seară sau a treia seară se transformă și devine alt personaj. Un actor, de exemplu, ca Bogdan Echifor nominalizat și el la Uniter 2022 pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru rol Rolurile? Rolurile? Din trilogie rolurile zic, dar, da. Există vreun rol principal sau împărțindu-se la trei devine nici secundar, terțiar am putea spune. E, uh, e acum, interesant. Din punctul meu de vedere, nu există. Adică, având atât de mare, volumul fiind atât de mare și fiecare din. din adică, fiecare joacă câte trei personaje, per ansamblu trilogiei, toți sunt, cum să le zic eu, stâlpi, fără de care. Nici acțiunea nu poate să meargă mai departe și nici prin calitatea și efervescența întregului nu, nu pot funcționa. Și asta îi face uh, principali pe toți. Pe lângă cele trei E texte. un spectacol de grup. Clar. Da, și trebuie văzute neapărat toate cele trei? Sau se... Nu neapărat, ele stau în picioare și separat, mm. adică se poate cumpăra bilet și pentru un spectacol, unul din cele trei, oricare, și după care cumva ceea ce sperăm noi este să creăm, hai să zic, un orizont de așteptare ca să vrei să-l vezi și vei să le vezi și pe celelalte. Adică, da, se pot vedea separat, ele nu au o legătură decât la într-un soi de univers, dar ele stau în picioare ca un spectacol de sine stătător pe care vei să-l vezi odată. Și pentru a-ți surprinde acest univers cât mai bine, pe lângă cele trei texte, te-ai mai documentat și din alte surse despre viața oamenilor din, din zonă? Uh, da, sigur că da. Am uh, avut o parte de, de, de documentare și, în același timp, am avut și uh, multe discuții cu actorii care, fiecare dintre ei, ven, a venit cu experiențele proprii uh, din locurile în care au crescut, din uh, uh, familiile, prieteni și, uh, și așa mai departe. Uh, fiecare a venit cu partea lui de. Uh, de, de, de experiență, și mai mult decât atât din ceea ce s-au documentat fiecare. Și cred că asta a fost cel mai important, ceea ce discuțiile împreună, în echipă, despre cum vrem să tratăm subiectele și cum vrem să le punem în pagină. Yeah. Fine lucrul în echipă. Nu știu cum a funcționat de data asta, dar știu că totuși ai făcut la un moment dat. O... Eu zic că a funcționat bine. Da, da, da. Ai făcut o comedie la un moment dat despre familia teatrului, despre ceea ce nu se vede din culisele teatrului. Cu toate intrigile, orgolile, frustrările, ziua recunoștinței, se numească spectacolul. Cât de mare mai este discrepanța dintre școala de teatru și instituția teatru? Teatru în care unii actori absolvezi nu-și găsesc locul? Uh, diferența pentru mine e foarte mare: în sensul în care uh, școala este ca o, o bulă de săpun care te protejează. Uh, și așa ar trebui să fie pentru că în momentul în care începi și începi să experimentezi și să te exprimi și să-ți cauți un discurs uh, școala îți oferă acest uh, îți oferă să poți să greșești nenumărat. E, după aceea nu mai e acest lux foarte foarte mult pentru că depinde depind foarte multe de lucruri de lucru ăsta și uh, instituția Uh, și teatru profesionist este altceva. E, da, n-am de ce să mă... E o junglă în care și e pe undeva normal să fie așa, e o junglă în care trebuie să supraviețuiești. Și cred eu, cel mai corect e să supraviețuiești prin ceea ce faci. Adică prin, mm -hmm. prin munca ta, nu pe la colțuri. Bun, și pe lângă muncă și seriozitate, ce mai ai nevoie, ce calități pentru a-ți face meseria în teatru cu succes? Răbdare. Cât e talent și cât e muncă, de fapt. Răbdarea, răbdarea e foarte importantă, cred, în momentele în care ai de-a face cu diverse personaje, și la propriu, și la figură E foarte multă muncă, e și fără foarte multă muncă nu se poate. Uh, și e un lucru pe care cumva îl așteptăm cu toții, și nu știu de ce, sau poate că ni se inoculează, sau poate nu știu, e să, acela să sune telefonul. Și telefonul nu sună. Se sună mm -hmm. telefonul să fii invitat, să fii chemat, să ți se ofere, să se propune uh, un proiect. Să -ți se propună, să, și tu să stai acasă. Uh, telefonul nu sună, trebuie să ieși tu, la, trebuie să ieși și să propui și să uh, faci și să te gândești, și să lupți ca să existi pe piață. Și în același timp când ți se. Uh, oferă șanse sau când găsești uh, aceste șanse, trebuie să make the best, să profiți cât mai mult și să încerci să... Și să încerci să echilibrezi niște lucruri. Eu sunt curios cum echilibrezi o carieră în domeniul artelor. Între a-ți asuma proiecte în care creezi și ceva sustenabil din punct de vedere economic. Adică cum faci să creezi spectacole și pentru bani și pentru artă? Cred că asta este, de fapt, cea mai mare dilemă, cel mai greu de făcut în aceste zile. Da, cred, dar nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că oricum ar suna, toate spectacolele pe care le-am făcut eu mi le asum. Uh -huh. Nu pot zice despre niciun spectacol pe care l-am făcut, e că a fost pentru bani, nu veniți să-l vedeți că e așa și așa, așa. Nu am, adică am, din punctul ăsta de vedere a minim am păcat cum acum, ar fi uh, da. cred că ceea ce am investit în toate spectacolele pe care le-am făcut până acum mă face să nu știu să am așa capul sus și da să pot să îmi permit cu, cu liniște Veniți să vedeți, mă place, nu vă place, om omvide. Da. Suntem urmăriți și pe Facebook Live A. în acest moment cei care observă și limbajul tău corporal. A, da, nu foarte pot să mă vorbesc. Da, nu pot da, să. mi se pare foarte interesant. Că ești un regizor care încearcă să pună în valoare și corpul actorului, pentru că mișcarea corpului poate spune deseori mai mult decât limbajul articulat. Mm. nu? e oarecum universal limbajul corporal. Ți s-a întâmplat să alegi piese din punctul ăsta de vedere, în funcție de dinamica și expresivitatea corporală? Chiar mi s-a întâmplat să am câteva spectacole în care nu există vorbe. Și atunci, da, limbajul corpului crea poveste, acțiune și sens. E un spectacol care se joacă și acum, actor orchestra care e un spectacol de, hai să-i zicem, de teatru muzical, dar în care muzica devine, devine poveste și devine uh, dialog, da, devine uh, prin care se vorbește, sau alte spectacole, cum a fost uh, François la Teatru Excelsior, în care limbajul corpului efectiv duce povestea mai departe, deci da foarte important pentru că în primul rând vedem, adică mai, mai repede vedem da. Uh, și tot ceea ce ține de zona vizuală, bașca că suntem inundați vizual de societate, și atunci sunt reclame luminoase oriunde mergem pe stradă. Uh, și atunci când ajungem în sala de teatru, uh, e foarte important tot ce ține de zona vizuală pentru mine, inclusiv. De corpul actorului și cum e el pus în pagină sau în această imagine 3D care e scena. Și inundați de societate și de realitatea imediată, cu atât mai important e ca un spectacol să fie conectat la asta, nu? Asta e rolul teatrului, de fapt, să ne conecteze cât mai bine la tot ceea ce se întâmplă în jur. Uh, sigur că da, altfel nu văd, nu văd sensul uh, ca să facem spectacole uh, vetuste și învechite și uh, vorbind despre niște realități sociale de acum 100 de ani. Adică e, devine inutil, ne pierdem timpul. Probabil că ai mai fost întrebat uh, asta, cum te-a te ajutat pe tine teatrul în viața de zi cu zi? Mă ajută în sensul în care mă, mă, mă definește. Asta e cumva în felul în care privesc lumea și uh, oamenii. Uh, e o chestie duală, cumva, din ceea ce e în viața mea personală, și ce iau de acolo și duc într-o, hai să zicem, viață de scenă, sau uh, ceea ce fac. Uh, la teatru și invers. E e, un, e cu dus în toți. Pe ultimul minut al discuției, aș, înainte de a asculta ultima piesă din program, Imagine, cu John Lennon. Știu că se leagă ceva de un proiect de al tău din toamnă? Da, se leagă și aici trebuie să vină lumea să descopere ce anume se leagă de un spectacol care se cheamă Fetele Pelican o să fie la Teatru Notara și premiera cred că va fi undeva finalul septembrie sau primele zile din octombrie. Mulțumim pentru discuția de astăzi. Felicitări încă o dată pentru premiul Cea mai bună regie la premiile Uniter și cât mai multe realizări în continuare. Să, și eu mulțumesc. Să fie încântați toți spectatorii și echipa cu care lucrezi să fie mulțumită. Imaginația ta e grozavă și merită să ajungă pe scenă. Horia Suru, între prietena României Actualități, astăzi, dragi prieteni, ne reauzim mâine după 95 minute tot aici. Rămâneți cu noi și cu tot ce se aude aici la radio, să aveți o zi despre care să aveți ce povesti.